pe românește. Cu puțină îndrăzneală și multă curiozitate personală despre magenta și alte surate lumești. Lumea fashion-ului este fascinantă, iar dicționarele înregistrează cum pot mai firesc modele lingvistice. Magenta este culoarea anului 2023, zice-se. Nu e un cuvânt nou. Îl găsim în dicționarul de neologisme din 1986, nume special pentru ceea ce înseamnă roșu aprins. Magenta nu apare în Dom 2, astfel că Dom 3 recuperează realitatea uitată și îl are ca articol de dicționar. Adjectivul invariabil se scrie după cum e obiceiul românei cu minusculă. Există și magenta cu majusculă și uite așa trecem la istoria serioasă. Magenta este în Italia. Este un sat cunoscut pentru victoria francezilor asupra austriecilor. Se întâmpla în 1859. Desigur că există o legătură. Magenta culoarea vine de la magenta localitatea, prin aluzie la bătălia sângeroasă care a avut loc în această localitate din Lombardia, Italia. Victoria a silit Austria să cedeze Lombardia Franței, care, la rândul ei, a cedat-o Italiei. Ce istorie! Fascinantă lumea dicționarelor enciclopedice, dar nici cele morfologice nu trebuie uitate. Uneori, de la ele pornește călătoria în trecut. De la magenta la fucsia. Se scrie cum se aude vorba școlarului. Adjectiv invariabil, prezent și în Dom 2 și în Dom 3, culoarea fucsia trebuie pusă în legătură cu planta ornamentală, care are florile de un roșu special. Este denumită și cerceluș. Așa poate e mai ușor de identificat. Spre deosebire de magenta, fucsia este un roșu violaceu aprins. Prin urmare, magenta trimite spre o nuanță roșiatică, în timp ce fucsia este mai degrabă o nuanță roz. Să nu uităm nici de cyclamen, ci pronunțat după franceză si. Adjectivul invariabil care desemnează o combinație între culorile roz și mov. Și în această situație vorbim de o floare, a cărei culoare a inspirat culoarea și denumirea ei. Natura, o inspirație. Cum am mai spus, fiecare cuvânt are în spate o realitate și o poveste. Dom 3, deschis și actual, mereu deschis de către cei pasionați de formă și de modă, adaugă și cuvântul fashion. Englezism, preluat și propagat desigur de către lumea modei, lumea mondenă, dar și de către cei care, pentru a fi în tendințe ori în trend, aleg să descrie lumea altfel decât prin cuvintele agreate de cei care susțin puritatea limbii române. Multe ar fi de discutat și aici. Chiar moda, cuvânt care ar putea înlocui englezismul, e un cuvânt cu o istorie și este preluat. Să deschidem dicționarele mai des. Dacă nu, merităm să ni se tragă o modă de bătaie.